Gusto. Uitați-o pe Andreea, e șoată aici. Facem o saramură, Ion. Saramură. Punem ceva la murat. Nu pot să cred că fac asta. Stați să-l vedeți pe Ion. Până în anul 2050, Marea Moartă va dispărea. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un vlog marca Hai Hui în 2, de această dată din Iordania. De unde puteam fi dacă nu în Iordania? Da. De această dată de la Marea Moartă. Nu prea ne ajută vremea astăzi, cred că e o furtună și nici timpul. Nu știm exact ce se întâmplă, dar a fost ceață toată ziua. Sperăm totuși să vedem Marea Moartă până plecăm, până mâine dimineață. Oricum, avem puțin timp astăzi la dispoziție, pentru că la 4 și jumătate se închide plaja, așa bine, că e ora 4 fără 4. 5 minute. O să mergem repede, repede, repede. La 5 fără un sfert apune soarele și probabil de asta ei, având, nu știu, fiind foarte religioși, probabil că pentru ei contează chestia. Nu cunosc motiv. Aici ne-am cazat noi pentru o noapte. Hotelul se numește Ramada Dead Sea. Avea o notă bunicică, să spunem, pe Booking, nu foarte ok, 7,9. Avea câteva carențe la curățenie, cel puțin așa am citit, dar e decent. Pentru o noapte merită să stai aici. E foarte... Nu e demn de Ramada, într-adevăr, e învechit, e mizerie pe jos, vezi... Da, nu e îngrijit, asta e problema. Este lăsat ca și cum n-a mai fost aici cineva de 30 de ani. Aceasta este priveliștea. Avem și o piscină, dar undeva în zare ar trebui să se vadă mare. Ar trebui, că nu prea se vede. Se vede, e în ceață, în furtuna de nisip, dar e ok. Priveliștea chiar este frumoasă. Plătim 70 de dolari pe noapte, fără mic dejun inclus. Avem aici apă din partea casei, cafea la plic. V-am zis că peste tot în Iordania cafeaua este la plic. Nu înțeleg de ce. Aceasta este baia. Da, e un hotel decent, deși are 4 stele, din punctul meu de vedere, mai mult de 2 stele nu merită la cum arată, dar asta este o altă poveste. Hai, Ion, că intră muște! Cred că acesta este motivul pentru care miroase a prelandez aici, în cameră, contra muștelor. Pentru că sunt foarte, foarte multe, e plin, milioane de muște. Hai să mergem la plajă. Sunt foarte scumpe hotelurile aici la Dead Sea. Cred că acesta și încă unul sunt mai ieftine, mai accesibile. Restul s-ar de 100, 150, 200 de dolari. Nu merită, da, nu merită, îmi pare rău. Am stat în Aqaba, la un hotel de 3 stele. Impecabil, curățenia, totul nou, da. Aici mai mult de 30 de dolari pe noapte nu merită. Nu dai mai mult? Eu îmi dă 15, hai, 30. Muște. Hai să mergem. N-am văzut niciodată hotel mai murdar ca acesta. Și e Ramada, atenție. Niciodată. Miroase îngrozitor. Aici ai impresia că te afli într-un atelier de cizmărie. Oh, așa se vede piscina de jos, destul de bine. E mai îngrijită decât hotelul. O să o luăm așa ușor, ușor către plajă. Am înțeles că avem 10 minute de mers pe jos. În cazul în care nu vrem să mergem pe jos, putem opta pentru shuttle bus. Dar noi mergem pe jos, Ion, nu-i așa? De aici ar trebui să luăm autobuzul, dar e târziu și o să vă fac așa o mică panoramă cu hotelul. Cam așa se prezintă. Nu arată rău, oricum n-a arătat rău la început. Acum arată rău la interior. Cred că trebuie să o luăm pe aici. Aici sunt niște terenuri de volei. Da, hai să explorăm puțin. Da, ai impresia că te afli în Afganistan. Oi, sunt aici lângă hotel, nu știu dacă se mai văd acum, dar când am trecut noi cu mașina, era o turmă. Foarte, foarte amuzant. Căminele fac parte din peisaj, bine, și oițele. Uitați-vă puțin cât de proastă e lumina, nici nu se vede marea. Că altfel ar fi fost o imagine foarte frumoasă, acum câteva zile, dacă ți-amintești, Ion dansează. Hai, marea mare. Cum? Pentru că o să fac baie în Marea Moartă. Pentru prima oară, dar știi că de fapt Marea Moartă nu e o mare, e un lac? Da? Nu știe asta. Imediat o să împărtășim cu voi câteva curiozități legate de această mare. Uitați o cămilă aici, în față.
Da, e sălbăticie în zona asta, adică sunt doar câteva resorturi aruncate așa aici, colo, în rest este deșert. Gândiți-vă că aici, bine, nu chiar aici unde ne aflăm noi, puțin mai încolo, era mare, pentru că ea se retrage an de an. Doar noi și cămilele suntem ieșiți în exterior, acolo e hotelul, îl mai arăt odată, undeva în mijlocul pustietății, nici nu spui că e un hotel. Iar aici sunt cămilele, în față avem Marea Moartă. Dar măcar e bine că e drumul amenajat. Pavat, cu pavele românești. Afacere românească, glumesc. Acolo trebuie să ajungem noi. Mai sunt turiști rătăciți. Pe măsură ce cobor, mi se pare foarte dificil să respir. Tu nu ai problema asta? Mi se usucă gura, nasul. E o senzație ciudată, nu știu cum să explic, dar e respir foarte greu. Uite că tot coborâm. Să știți că eu mă simt puțin amețită, e un sentiment foarte ciudat. Pe măsură ce am coborât s-a accentuat starea asta și respir greu. Ion râde de mine, nu știu dacă într-adevăr așa e sau e o stare autoindusă. Avem 20 de minute la dispoziție să ne bucurăm de Marea Moartă, abia aștept Ion să te văd plutind deasupra. Spațiul în care ai voie să intri în apă, să te bălăcești, e încercuit, teoretic doar în zona asta ai voie. Hai, Ion. E rece, nu? Deocamdată nu simt nimic de la locul lui. E destul de rece apa. Sunt curios ce o să se întâmple atunci când intru cu totul în apă. Dacă mă ține la suprafață așa cum am văzut eu sau cum am citit pe internet. Dar până atunci îmi fac curaj să intru. Andreea stă și mă privește de acolo. Stai chiar să mă răstorn. Dar plutești, frate. Adevărul e că nu poți să te neci aici. Andreea, e de tine aici. Apa e de jumătate de metru aici și plutesc dacă ridic picioarele. Poți să-ți dai seama cât de sărată e doar băgând mâna în apă. Are așa o textură uleioasă. Uitați-l pe Ion. Plutește și nu prea. Acestea fiind spuse, revenim mâine dimineață cu o nouă vizită aici, încât să ne bucurăm, să ne bălăcim, să ne nămolim, pentru că n-am reușit să facem lucrul acesta. Da, din păcate, acestea sunt regulile, am ajuns și noi foarte târziu și de aceea vizita noastră este puțin cu peripeții, dar e și mâine o zi. Limitată. Ai o dungă albă de la sare. Te apișcă pielea acum? Nu m-apișcă deloc. Deloc? Nimic. Da, uite, eu am mâna foarte uscată, pielea aici este foarte uscată și se simte extrem de ciudat. Parcă am nisip pe mână, nu se duce deloc. Da, foarte interesant fenomenul, dar povestim mai multe despre această mare, pentru că sunt câteva particularități ce o fac unică în lume. O nouă zi începe aici, la Marea Moartă, ne decazăm de la acest hotel și mergem la altul, la plajă, pentru că ne-a certat Adel că ne-am cazat aici la Ramada și nu la Dead Sea Spa Hotel, unde de obicei își cazează el oaspeții. Aici nu am avut mic dejun inclus, dar atenție, de persoană costa aproximativ 70-80 de lei, foarte mult. Și da, e mai bine să stai la celelalte hoteluri care au mic dejun inclus și plătești, nu știu, cu 10-20 de dolari în plus față de prețul acesta al camerei, da. Partea bună e că astăzi iese soarele, nu mai e furtuna de nisip de ieri, adică a fost de dimineață, dar astăzi e mult mai bine. Prin urmare, ne bălăcim, ne bronzăm și ne nămolim puțin, nu? Cum a sunat? În zona aceasta în care se află hotelul nostru sunt multe ferme, am văzut cămile, capre, dar și foarte multe pământuri cultivate și ne spunea Adel că aici pământul este foarte roditor. E o zonă prielnică a agriculturii și am aflat și motivul pentru care sunt atât de multe muște. Bine, tot din cauza aceasta, pentru că folosesc mult bălegar. Pământul fiind foarte roditor, plantele cresc mult prea repede, ajung prea repede la maturitate și cumva bălegarul încetinește procesul încât să obțină leguma, fructul dorit. De aceea sunt foarte multe muște. Deci aceasta este explicația, că l-am întrebat și noi, dar de ce? Că sunt prea multe, ne deranjează miliarde, dar în viața mea n-am văzut atâtea. Și scria și pe Booking, într-adevăr, acest lucru, dar da, aici locuiesc oameni, e o zonă locuită de către fermieri.
Și da, acest hotel este next level. Uitați-vă cum arată drumul către plajă, nu se compară cu al nostru. Și ne apropiem cu pași repezi de plajă, e amenajată. Sunt aceste umbreluțe, șezlonguri, foarte fain arată. Aș putea spune că Marea Moartă este o minune naturală, pentru că este situată în mijlocul deșertului siriano-african Rift Valley, plasat între Israel și Iordania. Și da, marea în sine, sau de fapt lacul, că e un lac până la urmă, reprezintă granița dintre Israel și Iordania, așa cum o reprezintă și râul Iordan, singura apă ce se varsă în această mare. Are o lungime de 76 de kilometri, 18 kilometri lățime și o adâncime de 400 de metri. Se pare că adâncimea maximă ajunge la 417 metri și dacă vă întrebați de ce poți pluti aici deasupra, l-ați văzut pe Ion în videoul de ieri, explicația este următoarea. Concentrația de sare este vinovată pentru acest fenomen. Este de 10 ori mai mare decât în alte mări sau oceane. Spre exemplu, aici concentrația de sare ajunge la 34-35%, în timp ce în Marea Mediterană, să spunem, ajunge la 3,4%. Această cantitate crescută de sare, să știți că împiedică existența vieții marine. Însă, de-a lungul timpului, cercetătorii au descoperit numeroase bacterii ce trăiesc în anumite cratere ale Mării Moarte. Chiar am vizionat de curând un documentar despre Marea Moartă și despre partea cu Israelul. Se creează anumite peșteri, anumite găuri și înțeleg că foarte multe resorturi au fost distruse. O autostradă a fost distrusă. Anumiți oameni și-au pierdut casele și tot așa. Și turismul se pare că are de suferit pentru că ea se retrage în fiecare an și atunci cumva apa absorbită de pământ creează aceste găuri. Se spune că până în anul 2050 Marea Moartă va dispărea și sunt mai multe motive pentru care se întâmplă lucrul acesta. Unul dintre ele este barajul construit la confluența râului Iordan, apoi exploatarea mineralelor, crearea produselor cosmetice, cumva industria farmaceutică este vinovată și apoi e faptul că se scufundă în fiecare an cu aproximativ 13 cm. Teoretic, nu poți face plajă la Marea Moartă decât în resorturi, decât pe plajele acestea amenajate și există o singură plajă privată unde se plătește intrarea, restul aparțin de aceste hotel. Și acum să intrăm în apă. Ah, e cam rece, într-adevăr. Iordan era rece. Da, ideea este că Adel ne-a spus că aici temperatura cumva este constantă tot timpul anului, nu scade, sub 25 de grade ziua. Ah, e prea rece, nu-mi place. E bine, să încerci. Da, și ci că e... ci că e foarte sănătoasă baia în Marea Moartă. Ai, ai, ai. Nu... Hai, Ion. Ah. Hai că mi se pare amuzant. Dar vină în partea asta că bate soarele acolo. Deci aici este raiul celor ce nu știu să înoate. N-ai cum să te scufunzi, n-ai cum să te neci, n-ai cum. Efectiv, e ca o forță care acționează, nu? Ce tare. Genial, deci mi se pare foarte, foarte mișto locul. E chiar plăcut, e apa perfectă. Dar e uleioasă, e uleioasă, ăsta e sentimentul. Hai, Andreea, știu că poți, hai. Hai că poți. Hai. Uite câtă lume e în apă. Nu prinzi curaj când îi vezi? Hai, acum stai în apă dacă te-ai băgat. Aia, poți, n-ai cum să-l pierzi. Nu, nu pierzi, nu ai cum, dar dacă n-ai ce să pățești. Hai, ca să nu pierzi controlul, dă-mi la mine. Hai, un pic. Ce manie, foarte ciudat. Pic și puc, la Marea Moartă. Hai. Deci eu sunt free control, eu trebuie să știu că am unde să pun picioarele, că am de ce să mă țin, adică tot timpul trebuie să am niște plase de siguranță și aici e destul de atât capa, dacă mă bag mai încolo, stai Ion că-mi trece de capă, adică nu, nu e foarte... Trece. Dar e foarte ciudat pentru un free control ca mine să intre în apa asta, să știi că n-ai deloc control. Te complutești. Mi se pare ciudat, nu mă, Ion, nu mă lasa. Nu, te las acolo, pe ce poți pățiști? Da, mă lasă, ies. Nu, Doamne, cum e? Doamne, ce portună de nisip în spatele tău. Gusto. Pe mine m-a pișcat limba. Nu m-a pișcat. Instant. Mm. Cum ți se pare? Zici că e acrișoară, așa, e sărată, dar nu foarte sărată. Mai pun o dată. Nu poți mai pune. Pișcă, da, te pișcă. Pișcă limba rău. Bine.
Și are o textură uleioasă. E o salinitate ciudată, adică nu e sarea cu care suntem noi obișnuiți, e altceva, e o combinație între acru, piperat și sărat. Și uite cât de limpede e apa. Da, e foarte limpede, e foarte curată. Mie îmi plac pozele alea când lumea citește ziarul. Da, și mie îmi plac alea. Avem o carte, dar e în mașină. Uitați-o pe Andreea, eșuat aici. E ca un vas eșuat, nu are control. Oh, no. Nu te simți liberă? Nu. E frică să nu iau vreo de apă. Am zis că e aiurea dacă nu bezi apă de aici. E periculos, nu, dacă bei apă din Marea Moartă. Uite, te trage la mal. Acum o să lăsăm puțin camera și o să ne bălăcim, o să ne bucurăm de această experiență, după care mergem, facem un duș și ne nămolim. Și abia așteptam momentul ăsta, pentru că am citit că au foarte multe proprietăți, atât apa cât și mineralele, și sunt convinsă că pielea noastră o să arate foarte bine după ce plecăm de aici. După ce ieși din apă, parcă te pișcă așa puțin pielea. Vă dați seama dacă ne uscăm, eu chiar o să stau să mă usuc să văd cum va arăta pielea mea, voi fi albă toată din cap până în picioare. Așadar, ne vedem un pic mai târziu. Acum stau la soare și mă usuc pentru că vreau să văd câtă sare rămâne pe corpul meu acum. Foarte interesant, e puțin spus interesant, e unic, adică cred că e unul dintre puținele locuri din lume unde poți face asta. Ce am? Te uiți. Începe să apară sarea. Da? Da. Ne vedem peste 10 minute. Uitați cum arată corpul meu după 5 minute de la ieșirea din Marea Moartă. Dar pișcă pielea, apropo. Pișcă și te ține. Uitați-vă puțin cum arătăm, suntem albi, cam atâta sare rămâne pe noi. Dar e foarte ciudat sentimentul când vrei să miști mâna sau o parte a corpului, pentru că simți pielea prinsă, așa, parcă ți-o ține ceva. Uite un pic la mine. Wow. Facem o sara murăion. Punem ceva la murat. M-am murat eu. Mama mia, dar cum arăt. Mama mia, uitați-vă. A scos eu în artileria grea, încât să ne vedeți mai bine. Cam așa arătăm după 5 minute de ieșit din apă. Mamă, e foarte ciudat, te strânge pielea. Zici că ai înflorit. Am păi florit Andreea. Întineresc astăzi eu aici la Marea Moartă, cu atâtea tratamente minerale. Da? A venit primăvara? Stați să mă vedeți și pe mine. Vă spun doar atât, pielea rămâne foarte fină după această baie în Marea Moartă. Arată incredibil. Deci e un tratament natural 100%, care nu știam că o să-mi aducă atât de multe beneficii. Ia, hai să te ating, Ion. Atinge un star. Atinge un star. Mamă mia, ce fină e. Extraordinar. Da, da. Pe fiecare plajă ce aparține de resortul, o să găsiți aceste găleți cu nămol. Acum să înceapă distracția. A, da, e cam tare. N-am fost în viața mea la Techergion sau la alte tratamente de genul acesta, dar mi se pare interesant și am citit că e foarte sănătos și că îți elimină toxinele din corp. Lăsa până se usucă toată chestia asta. Să fac și eu asta? Da, normal. Toată lumea face asta când vine la Marea Moartă. Și pe față? Și pe față, dar eu nu pot să-mi dau pe față că nu m-am demachiat. Mă sacrific eu? Te sacrifici tu, da, mă bazez pe tine, Ion. Cum miroase? Argilă, anămol. Miroase urât? Aglod, cum se zice la noi în Bucovina. Nu, chiar nu miroase. Dacă stai să-l analizezi, da, miroase urât, dar așa punându-l pe tine nu-ți dai seama. Dar ce frumos se întinde, ce uniform, uite-te puțin. Olala, nu pot să cred că fac asta. Nu fac așa ceva. Nu faci așa ceva? Ok. Deci pe față eu nu stai o piele după asta, nu o să te mai recunosc. O să zic cine este misteriosul, Mystery Man, care e cu mine în această călătorie. Hai, hui în doi. Ia că sunt mușteșe aici. Da, sunt puține aici. Puține, dar se usucă foarte repede. Să umezești tot timpul. De câte ori m-ați văzut pe mine în vlog făcând asta? Niciodată. Dar există un început pentru toate. Iar de aici se extrage această argilă. Uitați, niște sape, instrumente folosite la scoaterea argilei. Deci doar aici puteți beneficia de acest tratament. Îmi plac pantalonii. Cum arată Andreea?
Nu mai am dispoziție să mai îmi pun și pe burtă. Hai, îmi pun. Asta e moda, fără burtă. Eu nu știu cum arăt. Dar o să vezi la editare. O să vezi la editare, da. Acum o să intru eu la tratament. Revenim după, o să aveți o surpriză. Stați să-l vedeți pe Ion. Nu v-a așteptat la asta. Nu. Nici eu nu-mi dau seama da, cum arăt. Dar mă sperie așa puțin cum mă uit la tine și-ți văd doar ochii, nu? Zici că ești dintr-un trib. Bula, bula. Omul negru a venit. Ora 1 a venit. Era. Ora 1 a venit, omul negru n-a sosit. Ba da, a sosit, uite că se usucă. Vezi? Am făcut-o și pe asta de dragul artei. Nu, și de dragul sănătății, că e foarte sănătos. Nu mă simt nesănătos. Trebuie să stăm așa, nici nu știu cât, începe să se usuce. Oricum e foarte ciudat că îți ține. E ca o mască cu argilă pe față, știți că îți strânge pielea. Hai că ești simpatic. Dacă vă place noul nostru look, vă rugăm un like. Pura vida. Marea Martă s-a format în urmă cu 3 milioane de ani și are o istorie extrem de bogată, pornind de la romani și ajungând până la egipteni. Noi ne aflăm acum la cea mai joasă altitudine de pe glob. Pentru că da, terenurile ce o înconjoară sunt cele mai joase terenuri uscate de pe glob. Suntem la 427 de metri sub nivelul mării și de data aceasta chiar nu am probleme de respirație sau nu amețesc așa cum se întâmpla la hotelul nostru. Atât apa cât și mineralele din acest nămol au beneficii extraordinare pentru piele și anumite persoane vin aici pentru a-și trata boli de piele, una dintre ele fiind psoriasisul. O altă utilitate a Mării Moarte datează încă de pe vremea egiptenilor, din momentul în care ei își transformau decedații în mumii. Ei bine, cum făceau asta cu asfaltul rezultat din această mare? Pentru că da, în anumite perioade ale anului, aici poate fi regăsit asfalt. Foarte interesant e că aerul de aici conține mult oxigen, dar și mult brom, ceea ce nouă ne induce o stare de relaxare, o stare foarte plăcută. De aceea suntem zen, nu? Simți și tu în aer că plutește ceva? Relaxare totală. Și gata, experiența noastră la Marea Moartă s-a încheiat. Chiar a fost o aventură frumoasă pe cinste. Mi-a plăcut și mie mult. Mai mult aici decât dincolo. Da, e mult mai bine amenajat, mai curat, mai turistic. Na, uneori e bine să ai un anumit confort. Da, citisem acum că deși ne aflăm la cea mai joasă altitudine de pe glob, totuși presiunea atmosferică este foarte ridicată și cred că asta este una dintre explicațiile pentru care eu mă simțeam mai rău. Dar uitați-vă cât de fain e resortul acesta, amețită, da. Foarte mult mi-a plăcut. Să știți că pielea mea se simte foarte uscată acum. Așa, cel puțin așa o simt, nu o simt hidratată. Mergem să ne schimbăm aici și ne vedem de sus de la restaurant. De când călătorim noi prin lumea arabă, încă n-am mâncat o shaorma de aror, așadar a venit momentul, o să stăm aici și mâncăm o shaorma autentică. Cam așa arată masa din seara aceasta, cina. Hai să vedem shaorma cum e, pentru că Ion și-a luat shaorma pe bune. Asta e a mea, cred. Da, da. Cred că da. Și cam așa arată o shaorma la farfurie aici. Și aceasta este a lui Ion. Mama mia, da. Într-adevăr, arată super bine. Hai să vedem ce gust are. Shaorma la mama e acasă. E diferită shaorma lor față de a noastră. Hai că am rămas fără baterie la GoPro. Ion zice că e senzațională shaorma. Cea mai bună, îmi pare. Shaorma lor este diferită, cam așa arată. Deci practic e o lipie în care au pus carne. Și dacă vă întrebați de ce am unghiile așa de la nămolul de astăzi, de la Marea Moartă. Așadar, poftă bună și ne revedem peste câteva zile cu un nou vlog din Iordania sau din următoarea destinație. Din Iordania.